ridicați mai sus un pic în cerne. Da, nu, că se repovesc. De lămâie ce are? Cu altceva nu băgăm mâna lor. Să mai zicem unele sau te mai amuia. Cozonacul cu machi este o poveste foarte, foarte de demult, de când erau copiii mici. Deci aveam în grădină mac. Strângeam macul, uscam și făceam cozonaș cu mac. Și toți erau în jurul meu, făceam cu vecina mea, cu socăcița, cu tișa Lunița, și avea o nepoată și a păfugea după noi. Cozonaș cu pureș, cozonaș cu pureș să ne faceți nouă. No, de atunci, mai departe, duce tradiția. Cozonaș cu pureș. În laptele hiert, punem, luăm o mânuță de sare, punem o țâd de zahăr, tot așa că trebuie cu rânduială să nu fie prea mult, îi dăm drumul la mac, s-o mătim ca încât ia laptele hiert, așa, și punem 2-3 linguri de gris. Ca pe grisul îl adun o țâră de să face mai cremos. Când se răcește, luăm de pe foc și punem 2 esență de rom și o țâră de coajă de lămâie. Papaia are o aromă așa bună. Trebuie să faci acolo, să faci truța la nebun și la coi. Ia, voi dați paștele? Ia. Adică nu eu. Se făcea, care era o familie mai mică, se făcea un clar, că două vecine se împreunau. Dacă nu, sau neamurile, cum erau vecinile aproape, că... Dacă era o familie mai grea cu mai mulți, nu, cu adică familie, adică da, o legătură de prietenie, de... Cum erau o familie cu multe oameni, persoane, se făcea numai câte o troacă de pită și o troacă de trunț. Ești cum aveai atâta cu zahărul, ca pe sântărie, știi? Nu va pe piticul, îl joc. Tu l-ai, Doamne, bunul, ia saburi din el. Fuuu, cum miroase de fain, vecina mea, ia uite-te. Ia, vecina mea, ghinea-i nimerit la noi. Da. Fuuu, ia uite. Ăsta-i cozonac adevărat. Adevărat. Nu, vecina mea, îți vei da unde rap de cozonac cu pureci. Să-ți dea Dumnezeu atâția pureci prin chicior. Sănătate să mai poți face. Doamne, ajută!